Doamnelor și domnilor, eu sunt Doina Sampuțan și vă prezint o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Comun. Un oraș modern, atractiv și competitiv este un oraș unde se trăiește bine, iar calitatea vieții este una înaltă. Necesitatea de deplasare este unul dintre principalele motoare ale vieții urbane. Astfel, transportul public urban este o componentă importantă și de eficiența acestui sistem depinde foarte mult viața orașului. Chișinăul întâmpină mai multe provocări la acest capitol. Lipsa unei rețele dezvoltate de transport public îi determină pe locuitori să utilizeze la maximum automobilele personale pentru deplasare. Drept consecință, avem un oraș cu ambuteiaje, infrastructură rutieră supra-solicitată, parcări ilegale, spații publice și trotuare într-o stare dezastruoasă. Planul de mobilitate urbanistică al Chișinăului vine cu soluții pentru aceste probleme. Ce presupune acest program? Vă invit să aflați în continuare într-un reportaj. Transport public incomod și ineficient, lipsa pistelor pentru bicicliști și a infrastructurii pietonale, număr mare de automobile. Acesta este tabloul ce descrie mobilitatea urbană din Chișinău. Zilnic, șoferii și pietonii se confruntă cu situații dificile în trafic din cauza gropilor, ambuteiajelor, lipsei locurilor de parcare și a stării deplorabile a infrastructurii pietonale. Deși anual sunt alocate sume mari pentru reparația și întreținerea drumurilor din oraș, starea generală a infrastructurii rutiere nu se îmbunătățește. Infrastructura de transport public astăzi prezintă o provocare. De asta noi, ca municipiu, în 2019 am alocat suma de 80 de milioane de lei pentru procurarea unităților de transport noi și moderne. De asta, în 2018 au fost alocate 102 milioane lei pentru ansamblarea troleibuzelor noi. De asta am început să elaborăm schițele de proiect pentru crearea pistelor de bicicliști și să punem mai mult accent pe reparația și reconstrucția trotuarelor. Responsabilii de la primărie recunosc faptul că fără o planificare strategică orașul nu se poate dezvolta. Lipsa unei rețele modernizate de transport public îi va face pe cetățeni să folosească în continuare mașinile personale, aglomerând și mai mult traficul. Planificarea strategică în dezvoltarea infrastructurii rutiere și pietonale a transportului public și privat, organizarea parcărilor, crearea infrastructurii pentru biciclete sunt obiectivele planului de mobilitate urbană, o premieră pentru Chișinău. Chișinău suferă de ambuteiaje cronice. Structura rutieră este supra-solicitată, spațiile publice și trotuarele degradează din cauza parcărilor ilegale, iar nivelul de poluare a aerului evident că este în continuă creștere. Toate aceste aspecte, dar și alte relații efect-cauză vor fi examinate în cadrul săptămânii curente și se vor regăsi în planul de mobilitate urbană. În paralel cu planul de mobilitate urbană, se va elabora și un ghid pentru design al străzilor, deci noi ne propunem să pilotăm o stradă din Chișinău, să fie, să elaborăm redesignul acestei străzi. Evident că absolut toate intervențiile proiectului vor fi efectuate în strictă cooperare cu primăria. PNUD Moldova va oferi expertiză la implementarea planului de mobilitate urbană. Ne propunem și elaborarea strategiei dezvoltarea spațiilor verzi, care este parte indispensabilă a Chișinăului și asigură atât confort cât și calitatea aerului. Și locuitorii orașului Chișinău sunt invitați la dezbateri publice. Specialiștii spun că au deja un șir de soluții. Planul de mobilitate urbană, acest proiect care acum se lansează, este de fapt, aș zice eu, un catalizator. Un catalizator ca să înțelegem unde vrem să dezvolte Chișinău. Deci mobilitatea nu poate fi analizată separat de viziunea de dezvoltare a întregului oraș. Pentru că atunci când îți propui, de exemplu, să ai un oraș pietonal, respectiv și fluxul de transport îl amenajezi în așa fel încât să ai aceste străzi pietonale. Dacă îți dorești un oraș cu mai multă infrastructură rutieră, respectiv ai un alt plan de mobilitate. Respectiv, acest plan acum aduce în discuție cum vrem noi să fie Chișinăul, unde vrem el să se dezvolte. Și plus la asta mai catalizează și partea reglementărilor legale. De exemplu, în 2007, când a fost aprobat planul urbanistic general, exact partea de transport nu a fost aprobată și planul urbanistic zonal pentru sectorul centru. Și în felul ăsta, acum când am început aceste discuții despre mobilitate, de fapt nu putem să le scoatem din acest context general de dezvoltare a orașului, inclusiv și această documentație urbanistică care este o bază care ea trebuie actualizată, deci ea trebuie regândită în așa fel încât și planul de mobilitate și planul urbanistic general și alte chestii se dezvolte în aceeași direcție. În principiu, această mobilitate presupune transport. Numai că
practica veche de planificare urbană presupunea focusarea pe transport, practica modernă presupune mobilitatea urbană presupune focusarea pe oameni și pe necesitățile lor de mobilitate. Noi încercăm să înțelegem de ce oamenii circulă și unde ei merg, care sunt necesitățile lor. Fie că ei se deplasează fiecare zi la serviciu, fie că ei merg la spital sau la școli sau la distracții sau, nu știu, un parc. Această mobilitate presupune necesitatea de deplasare. Da? Ieșirea din casă și mersul undeva presupune mobilitate. Experții susțin că în urma implementării planului de mobilitate urbană, banii publici alocați pentru îmbunătățirea sistemului de transport vor fi investiți mai eficient. Oamenii vor avea acces egal la transport public sau privat, iar deplasarea va fi mult mai accesibilă. Noi avem o utilizare sporită, excesivă a automobilelor personale, care generează o altă serie de probleme la rândul lor. Lipsa locurilor de parcare, stricarea infrastructurii rutiere și a pietonale și iată toate aceste aspecte legate între ele reprezintă provocările, problemele pe care noi le avem acum în mobilitatea urbană. Planul de mobilitate urbană vine să seteze acțiunile ulterioare pentru a ajuta oamenii să ajute municipalitatea să înțelegem care sunt nevoile de mobilitate ale oamenilor, pe de-o parte. Pe de altă parte, să înțelegem ce trebuie să facem și ce putem să facem cu resursele disponibile ca să asigurăm o mobilitate cât mai eficientă, ca oamenii să călătorească cât mai confortabil, cât mai rapid și cât mai accesibil. Pe termen lung, în mod ideal, da, să zicem, varianta ideală care ne-am fi dorit-o ca activiști în domeniul urbanismul, desigur, ar fi, cum ziceam și mai devreme, acest catalizator, da? Să se înceapă discuțiile despre PUG-ul, deci planul urbanistic general, care din 2007 nu a mai fost actualizat și, de fapt, el nu trebuie doar actualizat, doar chiar refăcut, regândit din nou, cu respectând toate procedurile legale, respectând principiul de transparență, de participare. Și în felul ăsta, deci, ar fi varianta ideală să actualizeze acest document, iar planul de mobilitate urbană să fie parte componentă acestui document. Și în felul ăsta, deci am avea, eu aș vedea un oraș desigur verde, un oraș pietonal, deja se cunoaște foarte bine această piramidă a priorităților, când pe prim plan se pun pietonii, publicul, deci transportul public și deja abia în ultima treaptă se găsește automobilul personal. Planul de mobilitate urbană sustenabilă va fi implementat de Primăria Chișinău cu sprijinul PNUD Moldova prin intermediul proiectului Orașe Verzi Durabile finanțat de Facilitatea Globală de Mediu. Am revenit în platou și am plăcerea să-i prezint pe invitații din această seară. Este vorba despre domnul Victor Cheronda, consultant național în planul de mobilitate urbană sustenabilă, proiectul Orașe Verzi Durabile. Bună seara! Yes. Doamna Svetlana Dogotaru, președinte al Institutului de Dezvoltare Urbană. Bună seara! Bună seara! Și domnul Denis Zacon, consilier al primarului interimar general, Primăria Chișinău. Bună seara și bine ați venit la Obiectiv Comun. Seara, mersi de invitație. Dragi telespectatori, vă invităm și pe dumneavoastră să luați parte la discuția noastră. Ne puteți urmări live pe pagina de Facebook. Așteptăm să ne scrieți întrebările dumneavoastră. Le vom urmări, vom încerca să dăm răspuns la acestea. Stimați invitați, am văzut în reportaj ce presupune acest plan de mobilitate urbană. Despre problema infrastructurii rutiere și pietonale se discută de multă vreme în Chișinău. De ce acum vine acest plan de mobilitate urbană, domnule Cheronda? E bine, acum decât mai târziu. Așa a fost, deci acum un an a fost încheiat acest parteneriat între PNUD Moldova și Primăria Chișinău, care prevede crearea Green City Lab, unei structuri care ar ajuta și ar crește capacitățile administrației publice locale în generarea, în elaborarea politicilor publice noi. În acest sens, proiectul Orașe Verzi Durabile pentru Moldova a lansat deja câteva inițiative, proiecte pilot, care țin de o serie de domenii, dar cam toate au același, să zic așa, obiectiv comun, care presupune implementarea noilor modalități, noilor sisteme, noilor tipuri de tehnologii, care ar permite
trecerea sau ar promova trecerea către o dezvoltare sustenabilă și către un mediu mai curat. Mai puține gaze de eșapament în ceea ce ține de mobilitate, o gestionare mai eficientă a deșeurilor în ceea ce ține de deșeuri, un management mai eficient a spațiilor verzi în domeniul spațiilor verzi și așa mai departe. Iată, unul dintre aceste proiecte, dintre aceste domenii, este elaborarea acestui plan de mobilitate urbană, pentru că inițial, când s-au purtat discuțiile, când s-au făcut evaluarea problematicii în oraș, au fost scoase la, puse în discuție foarte multe probleme. De la starea infrastructurii rutiere până la cele pietonale, de la transportul public, deci o serie largă de probleme. Și când am încercat să înțelegem care este rădăcina comună a acestor probleme, de unde vin ele, am stabilit că problema este în lipsa unei viziuni, în lipsa unui concept care ar aranja toate acțiunile pe care le face municipalitatea în fiecare an într-un lanț logic, într-o perspectivă, într-o serie de acțiuni care ar veni să realizeze un anumit obiectiv în termen mediu sau lung. Pentru că am avut practici când resursele se foloseau irațional sau astăzi, anul ăsta se făcea o acțiune, anul viitor se făcea altă acțiune care anula pur și simplu rezultatul primei. Și pentru a crea acest cadru de investiții eficiente în domeniul dezvoltării transportului, în domeniul mobilității urbane, a fost luată decizia să se lucreze pe acest plan de mobilitate urbană. Mai ales ținând cont de faptul că primăria deja lansase această procedură de reactualizare sau de elaborare unei noi concepții de transport. Însă, mă rog, din discuțiile cu specialiștii ne-am dat seama că există o diferență principală dintre ceea ce înseamnă un plan de mobilitate urbană și ceea ce înseamnă așa numită concepție de transport, care în principiu, din păcate, presupunea modul vechi de vizionare, de a vedea cum trebuie să se dezvolte un oraș. Pentru că diferența esențială consta în faptul că această concepție de transport era focusată pe transport, pe infrastructura de transport. Piramida era așa construită, încât pe primul loc sunt întotdeauna mașinile și de asta noi avem așa o infrastructură atât de mult focusată pe automobil. Și deja celelalte domenii de transport public sau de pietonalitate sau de biciclete, ele erau pe planurile 2, 3, 4 și așa mai departe. Și respectiv așa era și format și bugetul. Cei mai mulți bani se alocau pe reparația drumurilor, pe crearea locurilor de parcare, pe alte, și inclusiv pe subvenționarea transportului public, care din cauza că este necompetitiv, necesită subvenționare din bani publici. Sume imense. În fiecare an, municipalitatea cheltuia pentru a întreține sistemul de transport public. Și iată, pentru a pune toate aceste lucruri cumva într-o construcție logică și după niște principii moderne de dezvoltare urbană, am lansat această inițiativă. Doamna Dăgătaru, care, după părerea dumneavoastră, este cea mai gravă problemă a orașului Chișinău și care ar trebui să-i se acorde prioritate în elaborarea acestei strategii? Cred că e foarte complicat să spui care e cea mai gravă problemă. De unde, de fapt, se începe problema în acest lanț? Eu, ca persoană care vreau să văd în tot acest lanț o abordare integrată, o să menționez faptul neexecutării prevederilor planului urbanistic general. Pentru că și planul urbanistic general, pornind de la faptul așa cum a fost elaborat el, chiar dacă au fost utilizate metode care cineva le consideră nu prea moderne, ok, toate acestea pot să aibă loc, dar planul general prevede stabilirea unor obiective foarte clare, deci ele sunt înscrise, obiectivele sunt urmate de politici, pe problema de transport acolo sunt câteva politici desfășurate prin proiecte concrete, prin termeni concreți de executare și asta totul nu se face. Deci acțiunile sporadice care le face autoritatea publică locală prin implementarea unor secvențe de proiecte, a unor acțiuni care de moment se pare că ar fi foarte bune, într-adevăr, cum a menționat și domnul Chiron, dacă ele se anulează una pe alta după ce se implementează, pentru că efectul acestor acțiuni se reduce la zero când nu există o colaborare între toate politicile și între toate proiectele primăriei. Și atunci eu vreau să menționez un lucru, pentru că abordarea participativă a fost prevăzută și în planul general al Chișinăului, dacă cineva citește acest document și ar fi foarte
foarte bine, dar că ar fi citit în direcțiile primăriei municipiului Chișinău, este prevăzută o entitate care se numește Comitet de Parteneriat Public, care urma să fie instituită și pe lângă asta încă patru entități care trebuiau să deservească implementarea planului urbanistic general. Asta este și unitatea de coordonare și implementare a proiectelor și unitatea de evaluare. Deci ele toate absolut erau într-o interconexiune logică la care s-a lucrat și trebuiau să asigure anume... Deci eu o să numesc doar două politici din... obiectivul de sporire a calității și a eficienței în domeniu, e dezvoltarea transportului public și optimizarea și modernizarea rețelei stradale. Ele sunt dezvoltate pe proiecte pe care, spre exemplu, eu ca cetățean aș vrea să văd un raport al subdiviziunilor primăriei pe fiecare din această acțiune ce s-a făcut. Înțeleg și îmi dau seama perfect că din 2007 până în 2019 a trecut mult timp și e foarte simplu să povestești că planul urbanistic e rău, trebuie prefăcut, trebuie schimbat, trebuie modernizat și așa mai departe, dar ca să modifici un document, ca să iei decizii corecte, trebuie să faci o analiză. Dar de ce nu s-au implementat prevederile respective? Toate erau proaste sau totuși erau o frântură de intelect în aceste planuri? Poate erau totuși programate în conformitate cu niște reguli, pentru că la elaborarea planului au lucrat inclusiv și instituții care cunosc procedurile moderne. Deci nu chiar atât de presurat cu naftalin acest plan. Deci de la asta vreau să pornesc problemele, dar ca să numesc problemele concrete în transport, în problemele mobilitate, aș porni cu accesibilitatea. Deci ca să ajungi dintr-un punct în altul, trebuie să ai un transport pe care să-l poți utiliza. Eu, spre exemplu, personal aș merge cu plăcere cu transport public, aș merge cu troleibus, cu autobusul, categoric nu cu rutierele care trebuiau de mult să fie excluse și au fost luate nenumărate decizii în acest sens, care iarăși nu au fost executate. Siguranța și securitatea. Deci nu sunt sigură nici când merg pe jos, nici când vreau să merg cu bicicleta, nici când merg în mașină proprie. Deci nu ești sigur în orașul în care trăiești, cu toate că dacă ne referim la spații, atunci nu putem să spunem că noi avem spații în care nu ar încăpea nici fluxul de transport, nici parcările. Deci noi avem spații destul de generoase în Chișinău, dar că ele nu sunt folosite eficient. Și dacă ne referim la durabilitate, pentru că noi vorbim de un plan de mobilitate urbană durabilă, atunci ne referim la două componente, la componenta ecologică și la componenta de economisirea resurselor. Deci la acest capitol în general e o catastrofă. Deci e o catastrofă ce se întâmplă pornind de la transportul care circulă în oraș, de la standardele care sunt aplicate acestor servicii. Și deci asta ne afectează pe fiecare în parte. Pe fiecare, pornind de la orice cetățean, întreprindere, instituție, toți absolut. Și eu îi felicit pe colegii de la UNDP că au reușit să abordeze așa o problemă foarte complicată și o problemă complexă, pentru că plan de mobilitate urban, iarăși îl văd în complexitatea lucrărilor ca un document care vine să completeze planul urbanistic general și secțiunile respective și având în hotărârea, în decizia Consiliului Local, un punct care se referă la demararea procesului de modificare a planului general, deci el trebuie să fie luat în considerație. Și autoritatea publică locală trebuie să asigure această conexiune și această colaborare, pentru că e foarte important să colaboreze ca să aibă succes proiectul respectiv. Da, domnule Zacon, să ne spuneți dacă această strategie a fost deja înaintată către Consiliul Municipal și când va fi votată sau când va fi pusă în aplicare? Ea încă se elaborează în prezent, trece prin metodologie de elaborare. Noi sperăm că va fi gata în luna iunie, iulie și atunci vom propune Consiliului Municipal, dar când o să fie implementa final, cumva o să treacă prin toate procedurile de consultații publice, prin toate etapele metodologiei de elaborare, atunci o să fie propusă. Da, pentru că ați menționat despre consultațiile publice, veți anunța pentru societatea civilă, vreau să mă întreb dacă sunt cetățenii implicați și vin la aceste consultări publice cu anumite idei, propuneri concrete. Da, domnule Zacon.
Întrebarea dată cred că este mult mai relevantă pentru Victor. El ca... Da, spuneți-ne. Ideea este că practica până acum de elaborare astfel de documente într-adevăr prevedea consultările publice, numai că ele se rezumau la una, două întâlniri pe care unitatea de elaborare avea deja cumva decizia luată, proiectele erau făcute, schițele erau desenate, se venea și se prezenta la public. În cadrul unei întâlniri largi, undeva la pretură, undeva, nu știu. Pentru că oamenii nu aveau acces, procesul era foarte puțin transparent, oamenii nu aveau acces la informații, la proces în genere. În cadrul acestor întâlniri, de obicei, se termina cu scandal sau gălăgie și nimeni nu înțelegea nimic. Sau dacă erau careva propuneri făcute, foarte puțin se luau în considerație. Și asta a generat un fel de neîncredere din partea societății, din partea opiniei publice, față de tot ce face municipalitatea. Noi ne propunem să ajutăm municipalitatea să schimbe această abordare. Noi, așa cum prevede și ghidurile sau, eu știu, principiile de elaborare recomandate de Comisia Europeană, principiile de elaborare acestui plan de mobilitate urbană, ele prevăd că publicul, cetățenii, experții, mediul de experți, ei trebuie să fie incluși de la bun început în procesul ăsta de elaborare. Totul se începe cu întrebarea oamenilor, dar ce vreți voi, dar cum vedeți dezvoltarea acestui oraș, cum vedeți prioritățile, ce propunere aveți voi. După care, în baza acestei informații, reieșind plus din experiența și viziunile experților care elaborează acest document, se fac propunerile, 2, 3, 4 scenarii de dezvoltare, după care ulterior ele iarăși supun discuțiilor publice, iarăși colectează feedback-ul, după care se face draft final de document și care iarăși se depune discuțiilor. Deci este un proces destul de complicat, dar orașul în sine nu este un organism sau o structură simplă, el este un conglomerat de foarte multe grupuri de interes, de foarte multe tipuri de oameni, de foarte multe interese. Și esența de ce nici planul urbanistic general și nici alte documente care prevăd foarte multe lucruri bune, de fapt, în dezvoltarea din oraș, ele nu sunt aplicate, pentru că oamenii nu au conexiune la ele. Și nu doar cetățenii, dar nici măcar funcționarii din primărie. Pentru că atunci când documentul este elaborat doar de către direcția arhitectură și celelalte organe ale primăriei habar n-au despre ce se întâmplă și la ei vine doar hârtia finală la direcția de transport, spre exemplu, sau acolo, când spune că voi trebuie să faci asta, 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 dar ei spun, dar noi nu avem bani pentru asta. Haideți la Consiliul Municipal să ne aloce bani. Deci o procedură destul de problematică, să zic așa, ineficientă de luarea deciziilor, care exclude publicul și astfel se exclude și credibilitatea. Credibilitatea față de document, credibilitatea față de cei care îl elaborează și, în general, credibilitatea față de autorități sau de experți. Dar cum putem atunci să includem publicul de asta în această decizie? Noi am reieșit deja din faptul că constatăm aceste probleme. Propunerea noastră a fost să, ca experții deja care au început lucrul de elaborare acestei concepții de transport, să-l continuă. În paralel, noi pornim un proces de consultare publică și implicarea cetățenilor și a mediului de experți în acest proces, prin diferite tipuri și mecanisme, da? De la întâlniri cu oamenii în sectoare până la grupuri de lucru cu experții, ca să avem cel puțin o serie de idei sau o serie de priorități pe care ulterior să putem să vedem dacă ele se regăsesc în cele propuse de specialiști sau nu se regăsesc, sau trebuie ceva modificat, reșind din faptul că, uite, astea sunt prioritățile oamenilor. Este adevărat că foarte des se spune așa că ce înțeleg oamenii simpli în planificarea urbană, trebuie să se ocupe de experții, asta este adevărat. Însă, oamenii trebuie ascultați și implicați, pentru că chiar dacă ei înțeleg într-o măsură mai mare sau mai mică ceea ce se propune a face, ei cel puțin știu că ei sunt consultați, ei cel puțin știu că se întâmplă un proces, ei știu că are loc o discuție. Și până la urmă, foarte des, practica arată că experții, inclusiv care lucrează la aceste documente, ei au ce lua de la oameni. Oamenii vin cu propuneri și cu viziuni care foarte des experții nici nu se gândesc la ele. Pentru că ei au cumva setat deja un
să zic așa, un fel de format de gândire de asta de expertiză și oamenii vin câteodată cu idei absolut fantastice și practica orașelor, care noi le spunem europene, orașelor dezvoltate, foarte mult se bazează pe preluarea acestor inițiative de la cetățeni și în implementarea lor în viață. Da, este greu să ne dăm, să realizăm acum că orașul poate să se dezvolte sau să fie mai eficient și fără automobilul personal, pentru că el atât de mult a intrat în viața noastră încât noi nu ne imaginăm viața fără el. Dar în același timp, practica internațională demonstrează că dacă tu le dai la oameni un transport public de calitate, dacă le asiguri o infrastructură decentă de biciclete sau de mers pe jos, oamenii tind să folosească tot mai puțin și mai puțin mașina personală. Și asta scoate presiunea de pe infrastructura rutieră, asta scoate necesitatea de a crea locuri de parcare, asta scoate necesitatea de a lărgi drumurile, de a crea noi noduri de rutiere și așa mai departe. Deci se schimbă totalmente viziunea despre cum trebuie să dezvolte orașul. Da. Și pentru că noi la fel am vrut să aflăm părerea oamenilor, am ieșit în stradă și am întrebat cum văd ei soluțiile pentru problemele actuale de urbanistică ale municipiului. Răspunsurile le vedeți din următorul material. Parcările subterane spre ghet lipsesc, uitați ce se face în... Sunt prea multe mașini pentru... Chișinău nu-i pregătit pentru atât transport. Ar trebui atât autoritatea, spunem autoritățile, cât și societatea împreună să lucreze. Dar eu am lucrat puțin în administrația publică locală și cunosc acest lucru aici și ar trebui toate casele care se construiesc să fie planificate, proiectate cu parcări subterane. Deci trebuie, de mult se vorbește, trebuie să pregătite parcări subterane în toate sectoarele. Trebuie centura de ocolire de pregătit ca mașinile, de, spunem, să nu intre prin oraș care tranzitează. Deci și la margine, la intrările în oraș, ar trebui să fie câte o parcare și cei care vin cu mașinile de la sate ar putea să urce în transportul public. Deci este foarte mult de lucru. Este oribil pentru că totul este dezastruos. Acolo, în moment, zăpada face imaginea mult mai oribilă. În rest, drumurile, capitala, scaunile aruncate. Subterane s-au promis că se repară. Așteptăm și noi. După iarnă, orașul e cam curat în ghilimele, găuri. Cam murdar. Neplăcut. Străzile nu sunt curate, zăpada nu este... luat de peste tot, glod, murdărie, nisip. Probabil se întâmplă din cauza lipsei finanțelor, pentru că nu se ajung măturător, poate nu se ajung persoane care strâng acest gunoi. Ca soluție, nu știu, poate ar fi o idee să se organizeze o zi, poate din săptămână, poate când ar putea să se implice și cetățenii, adică să vină cu un ajutor. Sau, respectiv, primăria spune la expoziție instrumentele și echipamentele necesare. Se schimbă unele lucruri. De exemplu, dacă s-au apucat amunde scos toate chioșcurile astea, mai încearcă să repară drumuri cum pot, așa să spunem, și asta e bine, da, dar în rest nu pot să spun, că nu sunt eu toată societatea. E destul de frumos, dar e destul de murdar. Ce soluție ar trebui să venim noi ca să rezolvăm aceste probleme? Posibil înăgrez să fie parcări, ca mașinile să nu intre în gloci, pe urmă să iasă și toată murdurirea asta să fie și înăgrez și în oraș, să fie un, nu știu, un aspect mai frumos. Am văzut și părerile oamenilor. Domnule Sacon, ne spuneți dacă viziunile cetățenilor coincid cu intențiile autorităților publice locale. Da, desigur că sunt convergente. În general, domnul Codrean de ce și-a susținut din start inițiativa PNUD-ului și planul de mobilitate urbană din cauza că avem cifre empirice care ne arată că doar pe parcursul ultimilor 8-10 ani, numărul de automobili în Chișinău a crescut cu 30%, iar dacă nu să fie luate careva acțiuni, nu se implementeze politici vizionare în domeniul ăsta, orașul în câțiva ani o să transforme într-un ambuteiaj continuu. Tocmai din acest motiv și anul acesta, domnul Codrean a insistat să fie o sumă record din bani municipali pentru asamblarea de troleibuze. În total, pe anul 2018-2019, o să avem peste 50 de troleibuze asamblate.
Tocmai de asta și pentru prima dată după 13 ani s-au alocat 80 de milioane de lei pentru procurarea de autobuze, iar licitația de procurare a fost inițiată chiar pe 2 ianuarie, în prima zi de muncă. Vineri, apropo, se finalizează licitația. Toate acestea vin cu scopul anume de a da acea alternativă pentru cetățeni de a se muta de pe automobile în transportul public, deoarece des se vorbește că șoferul trebuie să-și lase mașina acasă și să vină la lucru sau să ducă cu treburile sale cu transportul public, dar din moment ce administrația publică nu oferă o alternativă calitativă, un transport public calitativ care nu stă în ambuteiaje la rând cu celelalte mașini, care are aer condiționat, care are o rețea de itinerare care să fie facilă pentru locuitori să ajungă dintr-un capăt al orașului în altul. În lipsa tuturor acestor lucruri, normal că noi nu o să putem crește mobilitatea urbană și nu o să putem scăpa de ambuteiaje și cam asta a stat la baza faptului că primarul general interimar anume a insistat și ajută și colegii cu tot ce e nevoie pe elaborarea acestui plan și cu siguranță îl va luba și în Consiliul Municipal să fie votat. Un alt aspect ar fi semafoarele inteligente. Pentru prima dată se lucrează acum, s-a procurat un sistem inteligent de semafoare peste 30 de intersecții din 180 semaforizate vor fi ghidate via GPS și vor fi cu camere pentru a fluidiza traficul. De asemenea, Regia Transport Electric are termenul limită pentru luna aprilie-mai să implementeze sistemul GPS pentru călători. Se lucrează, chiar cu Victor Chironda împreună, se lucrează la bandă dedicată pentru transportul public. Se fac unele mișcări care, din păcate, nu s-au făcut mulți ani și care, poate, cu fiind implementate, o să scadă presiunea aceasta mare pe oraș cu mașinile, cu parcările, cu nervozitatea, cu stresul pe care l-au cetățenii în tot acest... Da. Îmi spun colegii că avem și o întrebare de pe Facebook, ce instituții sunt responsabile de elaborarea implementarea acestei strategii? De elaborare este responsabilă Direcția Arhitectură. De implementare este responsabilă între toate structurile primăriei. Direcția Transport, drept care, cea mai mare parte de priorități, dar sunt și o serie de alte, de la direcția locativă până la, nu știu, direcția inclusiv economică, pentru că trebuie să fie și finanțe, trebuie să fie asigurat și buget pentru toate aceste acțiuni. Eu aș vrea să previn oamenii, pentru că într-adevăr sună bine și frumos tot ce vorbim noi, dar trebuie să fim și realiști și să ne dăm seama că orașul Chișinău are o serie de probleme mult mai profunde care țin nu doar de mobilitate și să zici că noi vom face acest plan și îl vom vota și el imediat va schimba starea în oraș ar fi exagerat. O să înceapă totul cu mici proiecte pilot ca să testăm pe de o parte și reacția oamenilor, să vedem rezultatul acestor intervenții, după care încet, încet aceste intervenții pot fi extinse mai departe pe toată suprafața sau să zic pe toată infrastructura, pentru că așa se lucrează, așa este abordarea orașelor sau contemporane, atunci când trebuie să ții cont și de părerea oamenilor, trebuie să ai în vedere și care este bugetul. Nu mai există acest cadru de planificare de la centru, când primești și comanda și banii și tu trebuie doar să te ocupi cu să fii tot bine și frumos. Noi avem un oraș care este în propriile noastre mâini și trebuie să de comun să-l gestionăm și de asta o să dureze. Lucrurile puteau fi începute acum 10 ani, acum 20 de ani. Din păcate, totul a fost lăsat pentru mai târziu. S-au făcut o serie de acțiuni care cu greu pot fi recuperate. Cam cât ar putea să dureze? Deci un plan de mobilitate se elaborează pe cel puțin 20 de ani. Dacă vorbim acum că e anul 2019. Deci rezultatele 1920, le-am putea simți după 20 de ani. Nu, o serie de rezultate, deci toate acțiunile, pentru că este un plan. Este un plan de acțiuni. Ce vom face noi în următorii ani? Și există acțiuni pe termen scurt, care înseamnă 2, 3, 4 ani, pe termen mediu, care înseamnă până la 10 ani, și pe termen lung, deja 20 de ani, 30 în funcție de. Și atunci ai o serie de acțiuni când foarte simplu într-o vară poți să implementezi un sistem de
sau cel puțin un proiect pilot de bandă dedicată transportului public. Chiar anume s-au fost alocați niște bani pentru îmbunătățirea infrastructurii din stațiile de așteptare, pentru intervenții mici, puțin costisitoare, care pot îmbunătăți calitativ viața sau, să zic așa, utilizatorii pot fi mai fericiți sau mai mulțumiți utilizând acest sistem. Asta este și taxarea electronică, este și sistemul GPS în trolebus, este și panourile electronice în stații. Sunt o serie de mici intervenții care, în general, în perspectivă, o să îmbunătățească întreg sistemul de transport public. Inclusiv, iată, spuneam colegul, deci deja au fost decis de anul trecut că toate trolebuzele care se asamblează în Chișinău vor fi dotate cu aer condiționat. Deci este deja un pas. Deja este un pas făcut, trolebuzele urmează să intre pe linie, oamenii deja vor urma să vadă, dar lucrurile încet, încet trebuie împinse înainte, pentru că altfel nu putem să stăm să așteptăm până o să vină cineva și o să ne rezolve probleme. Da, iar aici cel mai mare și cel mai important rol îl au autoritățile publice locale. Evident. Iar cât de dispuse sunt autoritățile locale să conlucreze pentru realizarea planului de mobilitate urbană, aflăm din declarația primarului general interimar al Chișinău, e Ruslan Codreanu. Ne dorim un oraș confortabil pentru toți, astfel încât să putem asigura siguranță în trafic, dar în primul rând și fluidizarea traficului și lipsa de ambuteiaje. Provocările care ne confruntăm noi țin și de dezvoltarea orașului Chișinău și municipiului Chișinău și din perspectiva urbanistică. Fiind capitala Republicii Moldova, apar tot fondul locativ se dezvoltă considerabil și nu mereu s-a ținut cont și se ține cont de dezvoltarea integrată, astfel încât dezvoltarea fondului locativ să meargă mână în mână cu dezvoltarea infrastructurii de transport. Dezvoltarea infrastructurii de transport pe locuri a rămas în urmă și astăzi avem zone mai puțin confortabile sau zone mai puțin accesibile din perspectiva transportului public și cu atât mai mult din perspectiva pietonală sau din perspectiva pistelor de bicicliști. Și aici pot doar să menționez unele dintre aceste zone care astăzi prezintă un disconfort și avem foarte multe plângeri din partea cetățenilor, cum este zona Testimițeană, împreună cu locuitorii municipiului Chișinău, împreună cu studenții care învață în municipiul Chișinău și experții angajați, să reușim să elaborăm un plan integrat de dezvoltare, de mobilitate urbană, astfel încât să ținem cont atât de toate provocările care le avem astăzi în față, dar și să reușim să planificăm anumite activități integrate, repet, luând în considerare necesitățile fiecărui locuitor al municipiului Chișinău, dar și dezvoltarea prin care trece orașul din punct de vedere urbanistic, din punct de vedere locativ, din punct de vedere a infrastructurii de transport. Am văzut că acest plan de mobilitate urbană este cumva un obiectiv al tuturor, inclusiv al organizațiilor non-guvernamentale. Doamna Dogotar, vreau să vă întreb care este rolul acestor organizații în implementarea acestei strategii. Cu ce pot să vină organizațiile non-guvernamentale? Vreau să discutăm în primul rând la etapa de elaborare, pentru că până la implementare mai este. Da, deci un plan în elaborare necesită să fie consultat, dar pentru consultări calitative este nevoie de participanți care participe calitativ. Deci organizațiile neguvernamentale există în Chișinău, sunt destul de interesate să participe la proces, dar noi ca organizații neguvernamentale, dacă să spun din partea acestui segment de populație, avem întrebări față de Consiliul Local, față de primărie care s-a angajat într-un proces și pentru noi nu este prea clar. Deci, în etapa de participare a publicului la luare decizii, în procesul participativ care se dorește și un proces foarte bun, e foarte bine că se dorește să facă acest proces, dar ca el să fie calitativ, noi trebuie să știm că se respectă ambele componente, și componenta de informare și componenta de consultare. Deci, până la consultare, iarăși mai avem timp, pentru că consultarea începe în momentul în care apare ceva propus de către expert și va fi consultat. Dar până atunci, cum a spus și domnul Chiron, dacă vor fi abordate diferite
pătura societății, diferiți experți, oameni, orășeni, deci am mai zis acest lucru, cred că s-ar putea să ne mirăm de implicarea cetățenilor în aceste consultări, pentru că cetățenii sunt foarte obosiți de ceea ce se întâmplă în municipiul Chișinău și chiar sunt interesați de participări și de a recomanda. Deci și faptul de că cunosc foarte bine problemele municipiului și cunosc și soluții care ar putea să le propună. Adică abordarea asta participativă este foarte importantă. Și mă întorc la întrebarea mea care am vrut să o pun referitor la procesul de informare. Deci eu ca cetățean mă așteptam să văd pe site-ul primăriei o inițiativă de elaborare a planului de mobilitate urbană din care să rezulte cum va fi elaborat și cum vor fi consultați cetățenii. Simplu. Deci o foaie de parcurs, pasul 1, 2, 3, 4, vă implicați în modul cutare și în modul cutare ca noi să știm. Pentru că nu pot fiecare cetățean să vină la fiecare ședință consultativă sau la fiecare atelier de lucru. Asta este imposibil. Și atunci tu îți alegi în partea în care ai competență să consulți sau ai cunoștință să consulți sau pur și simplu dorești să participi, să te dai cu părerea. Deci sunt diferite etape de consultare și de informare. Ele trebuie reglementate printr-un regulament foarte... foarte simplu. Deci primăria trebuie să anunță sau printr-o decizie a primarului că anunță această participare și această elaborare, după care ar fi bine și Consiliul să ia parte la aceste informări, pentru că informările trebuie să fie periodice față de Consiliu, dacă noi dorim ca în final documentul să fie aprobat și asumat de către Consiliul respectiv. Și în acest sens, dacă discutăm despre participarea noastră, încă o dată vreau să menționez că e foarte bine că s-a abordat anume acest proces participativ în capul listei, pentru că dacă există dorința să facă procesul consultativ, atunci va exista și reglementarea legală cu care poate să corespundă și repierarea pe aceste reglementări legale. Noi ce opțiune o să insistăm pe asta. Așa. Domnule Zacon, cum veți colabora cu organizațiile non-guvernamentale în elaborarea acestei strategii? Da, în primul rând vreau să spun că nimeni nu a ascuns că se elaborează acest plan de mobilitate urbană. Au fost și conferințe de presă, au fost și 3 evenimente, câteva zile în urmă, 2 săptămâni în urmă. Toate au fost publice, toate au fost deschise, s-au translat. Desigur că abordarea primăriei ar putea fi, mergem pe legea cu privire la transparența publică și hotărârea de guvern, punem 15 zile pentru consultare și cu asta am bifat transparența acestui proiect, dar nu ne dorim acest lucru. Propunerea doamnei Dogotaru cu o carte de drum mi se pare foarte bună. Într-adevăr, poate trebuie de cumva de schimbat abordarea, de nu mers doar pe formulele aceste legale prin care bifăm că totul este transparent și de făcut cumva procesul mult mai participativ, ca să zic așa. Da. Eu cer scuză, dar eu vreau să concretizez ceea ce am spus eu, pentru că eu m-am referit exact ca să nu fie consultările de vifă, ele trebuie să intre cumva într-o structură legală și bazându-ne inclusiv și pe legea care prevede procesul de consultare, doar că în momentul dat nu s-a ajuns la acele consultări. Acum suntem în etapa de informare și în etapa de informare se lucrează pe alte instrumente, care iarăși trebuie să fie anunțate. Deci anunțate printr-un document oficial, pentru că eu, spre exemplu, nu mă pot plânge că nu știu, nu sunt la curent, mulțumesc colegilor, mă invită, merg, mă dau cu părerea. Dar orice cetățean trebuie să intre pe site-ul primăriei și să vadă cum se întâmplă și unde se întâmplă lucrurile. Asta am vrut să zic. Și pentru că Chișinăul este un oraș înfrățit cu municipiul Iași, știm că și Iașiul are aprobat o asemenea strategie, un plan de mobilitate urbană. Doamna Dogotaru, dacă puteți să ne spuneți ce presupune pe scurt acel plan. Doar în câteva cuvinte, pentru că m-am uitat și eu pe site-ul primăriei, încercând să văd ce mai face și alt oraș, ce mai fac în domeniul respectiv. Deci, Iașu, ca și alte orașe din România, urmează foarte strict prevederile legale. Și în prevederile legale în România, inclusiv la legea 350, care prevede principiile urbanismului și amenajării teritoriului, este înscris foarte concret care e locul planului de mobilitate urbane, cum completează el planul urbanistic general al localității. Chiar există și recomandare ca aceste documente să se facă concomitent. Deci planul, secțiunea planului general,
pe transport și planul de mobilitate urbană, că atunci se integrează, în primul rând, baza de date care se colectează este comună și se economisește la baza de date. În rândul 2, echipele care lucrează sunt pe aceleași segmente de activitate și echipele sunt complexe, deci nu este doar direcția de arhitectură, ar fi chiar incorect să ne gândim că direcția de arhitectură poate să elaboreze așa un plan. Și cifra generală pentru implementarea soluțiilor din plan de mobilitate urbană la Iași e 350 de milioane. Termenul este până în 32, dacă nu mă greșesc, dar undeva în acest termen. Desigur că acești bani nu vor fi doar din bugetele municipale, pentru că în asta și constă un plan, ca să privezi soluțiile în așa mod, ca să fie integrați toți, business-ul, societatea, oamenii, bugete, diferite fonduri pot fi cooptate. Dar doar atunci au loc îmbunătățirile, când toate acțiunile, fie și mici, fie și foarte sporadice, dar ele trebuie să intre ca module, ca un Lego, să se completeze una pe alta și să producă efectul sinergetic de la acțiunile care se fac. Și pentru că și orașul București are un asemenea plan în 2016, o asemenea strategie a fost aprobată și la București. Planul de mobilitate urbană durabilă a regiunii București-Ilfov și-a propus să realizeze în perioada 2016-2030 un sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur, care să promoveze dezvoltarea economică, socială și teritorială și să asigure o bună calitate a vieții. Pentru mai multe detalii, discutăm cu domnul Irinel Scrioșteanu, administratorul public al județului Ilfov. Domnule Scrioșteanu, bună seara! Bună seara! Domnule Scrioșteanu, să ne spuneți ce presupune mai exact planul de mobilitate urbană durabilă a regiunii București-Ilfov? Presupune o viziune strategică a dezvoltării mobilității și a sistemului de transport public și infrastructură în regiunea București-Ilfov pentru perioada până în 2030. Presupune o listă de proiecte majore cuprinse într-un scenariu optim. Au fost dezvoltate trei scenarii și au ales scenariul optim pentru rezolvarea problemelor din regiunea București-Ilfov. Se știe că Bucureștiul este printre cele mai aglomerate capitale, printre cele mai aglomerate, de fapt, orașe din lume. Iar planul PMUD-ul, cum îmi spune mai scurt, vine să îmbunătățească situația și să rezolve problemele majore ale regiunii noastre. Avem o sumă de proiecte care consumează aproximativ 7 milioane de euro până în 2030. Sunt 100 de investiții în infrastructură de transport și rutieră pentru toate OAT-urile, avem Măritidul, București, Județul Ilfov și toate cele patru localități din Județul Ilfov. Și toate investițiile au fost consumate în acești 7 miliarde. Fonduri europene sunt de la ministere care să fie alocate pentru aceste proiecte. Avem dezvoltarea sistemului de metrou, autostradă de centură A0, cum este ea denumită, investiții în infrastructura aeronautică, dezvoltarea aeroportului Rotopen, terminalul 2, investiții în sistemul de transport pe care se arată. Domnule Scrioșteanu, să ne spuneți pe scurt cam care ar fi impactul pe termen lung a mobilității urbane din București? Impactul pe termen lung și ceea ce așteptăm este îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. Cred că asta este și impactul presupune o mobilitate a persoanelor și morfilor care să ne aducă dezvoltare, dar și îmbunătățirea calității vieții prin aerul pe care îl respirăm. Reducere a traficului de mașini în capitală, care este principala țintă, duce automat și la îmbunătățirea calității aerului în regiunea noastră. Așa.
Domnule Scroșteanu, noi vă mulțumim mult pentru informații. Să aveți o seară frumoasă în continuare. Stimați invitați, suntem cam pe finalul emisiunii. Vreau să ne spuneți în concluzie cam când locuitorii din Chișinău vor putea să simtă mici schimbări în oraș după ce va fi elaborată această strategie de mobilitate urbană. Da. Conform termenelor pe care se presupune care trebuie să ne încadrăm, spre sfârșitul lunii iunie ar trebui să avem draftul deja de document pe care ulterior să-l putem pune în discuție. Foarte mult depinde de capacitățile Direcției Arhitectură actuale și a Chișinău Proiect în ceea ce ține de elaborarea concepției de transport pe care eu fac. Proiectul vine să suporte primăria și să-i ajute, nu vine să-i substituie și să facă ceva în paralel. De asta foarte mult depinde de capacitatea lor și de cât de bine se vor încadra ei în termeni. Însă, oricum, deja primele îmbunătățiri cred că vor urma în această vară. Așa. Doamna Dogotaru? Rămâne să susțin că primele îmbunătățiri vor veni în această vară și să spun că efectul acestor îmbunătățiri s-ar putea să fie și negativ pentru unele părți a populației, a Chișinăului, a business-ului. Vă fac un exemplu. Dacă ne referim la entitățile economice care sunt plasate în centrul municipiului Chișinău, pe străzile unde stau acum parcate în spic automobilele, în mod sigur că aceste automobile vor fi scoase, pentru că parcările pe trotuare nu trebuie să aibă loc și ei vor fi primii care vor fi într-o criză, pentru că și fluxurile nu se vor mai opri chiar atât de des la ei, la ușă. Dar asta trebuie să înțelegem. Nu zădar menționez efectele pozitive, pentru că ele vor fi, doar că trebuie să cântărim efectele pozitive care sunt mai importante pentru tot municipiul Chișinău și care sunt mai puțin importante pentru o parte a municipiului, pentru agenții economici care au beneficiat de unele decizii de încălcări urbanistice. Deci ele nu se referă acum, la etapa de acum, pe ani de zile s-au amplasat aceste obiective fără să ia în considerație că nu sunt loc de parcări, nu sunt accese carosabile, au plasat praguri până în trotuare, până în marginea drumului. Deci lucrurile astea trebuie să înceteze. Și asta este un efect negativ care trebuie să ne așteptăm la el. Cu efecte pe termen lung pozitive. Sigur că da. Domnule Zacon, când se va purcede la treabă în Chișinău? Deja se lucrează, dar propriu zis careva efecte de îmbunătățire în următoarele luni cu siguranță vor urma. Cumva, ca să o completez pe doamna Dăcătoară, la subiectul efectelor adverse în urma cărorva intervenții, într-adevăr, ele vor fi. Puțină lume iubește schimbarea, toată lumea cumva stă în zona sa de confort, dar s-a demonstrat cu pilonii antiparcare pe Ștefan cel Mare, pe strada Pușkin. Câteva zile a fost un pic de scandal, șoferi nemulțumiți, dar între timp trotuarul a fost recucerit de pietoni și lumea merge mulțumită pe trotuare. Așa. Eu vă mulțumesc mult pentru prezență. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine la aceeași oră pentru a discuta despre fondul forestier din Republica Moldova. O seară frumoasă să aveți. La revedere!